Am ajuns și la Sălgăruș-Ploiești, la ultima oprire în turul pe care l-am făcut la supermarketurile ploieștene, acolo unde s-au format cozi astăzi la intrarea în magazine. Pentru ultima intervenție, repetăm ceea ce spuneam ceva mai devreme, de ce, încercăm să explicăm de ce s-au format și de ce se formează aceste cozi. Nu este vorba nici pe departe de panică, să o numim totuși îngrijorare, să-i spunem cel mai corect îngrijorare. Ieri președintele Klaus Iohannis a avut o ieșire publică prin care a explicat că începând de mâine, de luni, va fi stare de urgență în România, va fi declarată starea de urgență. Astăzi, începând cu ora 14, la sediul guvernului vor fi făcute declarații pentru a ni se explica ce restricții vor fi introduse în cadrul stării de urgență pentru a preveni răspândirea coronavirusului. Cozile formate acum sunt cauzate de faptul că cei din conducerea supermarketurilor au decis, pentru a respecta aceste norme care privind răspândirea, au decis ca în magazin să intre, în funcție de supermarketuri, deciziile diferă, între 20 și maxim 50 de persoane. Din câte am observat aici la Sărgulos-Ploiești, intră aproximativ 20 de persoane într-o serie. În magazine nu este aglomerație. Oamenii își fac cumpărături, nu i-am văzut cărând cu camioanele baxuri de hârtie igienică, făină și ce Dumnezeu se mai cumpără de aici. Însă își fac aprovizionarea pentru zilele următoare, când, trebuie să știți, vor fi impuse anumite restricții. Deja foarte mulți vor lucra de acasă, alții au fost trimiși în concediu, diferă de la firmă la firmă și de la instituție la instituție. Oamenii se pregătesc, își fac provizii. Încă o dată, nu este vorba despre o stare de panică, este o situație deosebită prin care România nu a mai trecut, este o premieră pentru noi toți și învățăm împreună cum trebuie să ne comportăm în astfel de situații. Vor fi de respectat tot felul de norme, tot felul de restricții și suntem convinși că va trece și această perioadă. Unii cred în teoria conspirației, alții, ceva mai raționali, înțeleg că este o situație delicată pe care suntem convinși că o vom traversa. Așadar, nu este cazul să intrați în panică. Astfel de imagini puteți vedea nu doar în România, deci nu este cazul să-i jigniți pe cei care acum au venit să-și facă aprovizionarea. Astfel de imagini pot fi văzute și în Marea Britanie, în Italia, în Franța, așa cum spuneam și în transmisiunile precedente. Într-adevăr, unii dintre ei, așa cum am constatat chiar și noi personal mergând prin supermarketuri și în cursul zilei de ei, spun că n-au mai găsit carne de pui, carne de porc era adusă, nu în cantitățile cu care suntem obișnuiți sau pe care suntem obișnuiți să le vedem în supermarketuri de obicei. Dar aceleași conduceri ale supermarketurilor spun că depozitele lor logistice sunt destul de bine aprovizionate și că momentan nu au cum să raporteze probleme pentru că acestea nu sunt. Dacă va fi cazul, probabil nu vom observa și vom afla în timp util. Deci nu este cazul să vă panicați. Pentru a evita astfel de situații în care să stați la rând, ar fi bine să încercați și la magazinele de cartier, acolo unde puteți să vă aprovizionați mult mai lejer, unde nu sunt cozi. Poate sunt prețurile ceva mai mari, pentru că și aceste mici magazine de cartier se aprovizionează tot de la mari retailer și evident au un adaos comercial. Acum fiecare în funcție de posibilități. Putea să procedeze astfel încât să nu fie nevoit să stea la coadă pentru a intra într-un supermarket. Alte detalii pe parcursul zilei de astăzi în Observatorul PH.ro și nu uitați, începând cu ora 14, vor fi în direct declarații de la Guvernul României în care vor fi explicate măsurile restrictive care se vor impune cu ocazia decretării stării de urgență în România.